Circulația pe drumul european 85 a fost închisă în jurul orei 5 dimineața din cauza viscolului și a vizibilității reduse. La ieșirea din localități au fost formate filtre din polițiști și jandarmi care nu le-au mai permis șoferilor să-și continue drumul. La ieșirea din localitatea Buzoiană Oreavu, mașinile au fost oprite pe două coloane. Șoferii, cei mai mulți din zona Moldovei, au așteptat ore în șir ca vântul și ninsoarea să se oprească pentru a putea merge mai departe. Venim de la Iași, vrem să ajungem la București. Știați de vremea rea? Nu. Ce părere aveți despre faptul că sunt drumurile închise? Ce poți? Păi ce să facem? Asta e iarnă, nu? Utilaje ați văzut? O grămadă. De câte ore stați aici? De la 6 dimineața. Aproape 4 ore? 4 ore. Aveți combustibil suficient? Mai avem. Ce să putem face? Adică să așteptăm să se dezăpădească. În rest, mai mult de atât. În jurul orei 10:30 la Râmnicu Sărat au ajuns prefectul județului Buzău, Aurelia Mitrea, și conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Aceștia au verificat în teren modul în care sunt puse în aplicare măsurile stabilite în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență. După ce au parcurs tronsonul Buzău-Râmnicu Sărat pe drumul european 85, autoritățile au luat decizia ca circulația să se deschidă, în condițiile în care intensitatea vântului mai scăzuse, iar ninsoarea aproape se oprise. Am parcurs traseul Buzău-Râmnicu-Sărat pe DN2, e 85, să circulă cu dificultate în condiții de iarnă, dar controlat se poate circula. Această situație a fost transmisă către drumurile naționale și poliției pentru a analiza situația. În așa fel, și avem semnale pozitive, începând cu ora 11:15 să se deschidă controlat cu limitare de tonaj la 3,5, DN2 e 85. În județul Buzău, odată cu intrarea în vigoare a atenționării de cod portocaliu, au fost închise 4 drumuri naționale și 11 județene. Prefectul județului, Aurelia Mitrea, spune că de aceasta nu au fost înregistrate cazuri deosebite, situația fiind în permanență sub control ca urmare a bunei colaborări dintre instituții. Noi suntem acum situația sub control, nu am avut decât un singur caz, să spunem, mai deosebit, dar s-a rezolvat și acesta. Probabil că știți cu bătrâna de 84 de ani, a fost preluată de Smurd Prahova, am spus, situații deosebite pe raza județului Buzău nu au fost. Au mai fost câteva persoane care au rămas înzăpezite, dar au venit utilajele la drumul național și problema s-a rezolvat. Echipa formată din prefectul Buzăului, Aurelia Mitrea, și conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a mers pe teren și pe drumul național 22 care leagă Râmnicu Sărat de Brăila. Aceștia au verificat dacă se respectă măsurile de restricție impuse și modul în care acționează utilajele de dezăpezire. Autoritățile buzoiene au controlat și dacă pe tronsonul Râmnicu Sărat Băile sunt puncte cu probleme majore care impun o suplimentare de forțe din partea celor de la drumuri naționale.